Salutare, amigos! Eu sunt Marian sau Don Tigaie și astăzi o să vă fac un unboxing la o nouă jucărie. Este vorba despre mixerul MG10 de la Yamaha. Este vorba despre un mixer pentru voce, da? După cum știți, mi s-a stricat microfonul și ar trebui să fac o altă invenție, o altfel de înlocuire. Așa că m-am decis să-mi iau un mixer aparte, un microfon aparte. Bun, prieteni, hai să începem să desfacem, să vedem ce conține această cutie, să vedem ce avem înăuntru, prieteni. Asta e cel mai important. Aici puteți să vedeți despre ce este vorba. Așa. Haideți să vedem ce avem aici. În primul rând, deasupra avem o celuloză care conține... Asta este transformatorul, da, transformatorul mesei sau consolei. Unii zice masă, mixer, unii zice consolă. Aici avem cartea de instrucțiuni și așa mai departe. Iar aici avem, nu mai avem nimica, dar nu mai e nimica. Și aici avem bijuteria, prieteni. E așa, îmi place să le spun la lucrurile noi. Hai să vedem despre ce și cum este vorba. Aici avem consola, prieteni. Wow, este, nu cred că este din plastic. Spatele cel puțin este din din tablă. Este o masă care are în componența ei 10 canale, da? Deci 10 canale, prieteni. 10 canale sunt, 4 de microfon și 6 pentru altceva, pentru... Depinde, poate vrei să bagi niște boxe sau ce vrei să bagi. Cam așa arată, prieteni. Are și alimentare 48V, în caz că folosești un microfon condensator, cum este cazul meu. Cam așa arată logo-ul de la Yamaha aici. Frumos. Hai să vă arăt așa un pic de aproape intrarea de microfon. Canalul 1 are un pad de 26 de decibeli și 80 de herți. Să schimbe un pic vocea. Acesta este gain-ul, da? Compresorul, are și compresor pe această masă. De aici putem să dăm înalte sau să luăm înalte, medii, bas sau frecvențele joase. Aici avem pentru auxiliar, în momentul când bagi un efect, o pedală sau aici, da? Depinde pentru ce folosești masa. Și ăsta este panul, adică să auzi stânga sau dreapta. Volumul, bineînțeles, pe canalul respectiv și cam asta este toată treaba, prieteni. Asta este masa, sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Noi ne vedem în următorul video, așa că până atunci, toate cele bune. Ciao, ciao!